SCR-Jaesa s-a aduce la cunoștință tuturor abonaților că în perioada 1-5 iunie dispeceratul, echipele de intervenție, dar și reprezentanții societății care asigură buna desfășurare a proceselor de alimentare cu apă și preluarea apelor uzate vor lucra în program normal. Echipele de intervenție vor acționa cu promptitudine pentru ca toate avariile sau disfuncționalitățile apărute în sistemul de alimentare cu apă să fie remediate în timp util, iar abonații societății să poată beneficia de serviciile noastre la parametri optimi. Apelurile către telefoanele dispeceratului 0241924 vor fi preluate non-stop. Singurul serviciu care își va modifica programul de lucru în această perioadă este cel al casierilor Raja. Astfel, abonații interesați să-și achite facturile la apa potabilă și canalizare în aceste zile, trebuie să știe că joi 1 iunie și luni 5 iunie toate casierile vor fi închise. Vineri 2 iunie casierile Raja vor avea program normal de lucru, iar sâmbătă 3 iunie 2017 casieria de pe strada Răscoala 1907 numărul 5 din municipiul Constanța va funcționa în intervalul orar 9-13. Începând de marți 6 iunie 2017, toate casierile își vor relua programul normal de lucru.